Bună ziua, bun găsit tuturor. Sunt momente impresionante aici în vama de la Sighetul Marmației. Femeile care vin din Ucraina sunt întâmpinate atât de voluntari cât și de polițiști de frontieră cu brațele pline de flori, cu dulciuri, iar copiilor li se oferă jucării. Apoi mamele au parte de tot sprijinul pentru a ajunge într-un loc sigur departe de războiul din țara lor. Multe primesc aceste daruri cu ochii în lacrimi și spun că cel mai frumos cadou pentru ele ar fi pacea și să se întoarcă acasă cât mai curând și cu bine la soților care au rămas în mijlocul războiului. Aici traficul în vamă a crescut în ultimele 24 de ore. Au intrat în jur de 1700 de cetățeni ucraineni, cu 200 mai mulți față de ziua precedentă. Mulți tranzitează România, iar oamenii legii îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență, să se odihnească la drum lung pentru a preveni accidentele. Aici în vamă fiecare om are câte o poveste emoționantă, fie că vorbim de refugiați, fie că vorbim de voluntarii care vin aici zi de zi să-și arate compasiunea și sprijinul.